Chiar dacă zilele de post sau regimul vegan au restricții culinare, nu înseamnă că nu poți să te bucuri de deserturi apetisante. Soluția este să prepari rețete potrivite pentru aceste perioade. Spre exemplu, tiramisu de post este o alegere ideală pentru că se prepară ușor și este foarte gustos, chiar dacă nu conține ouă și mascarpone. Ingrediente necesare pentru tiramisu de post sau vegan. Pentru blat, fie că folosești pișcoturi de post, fie prepari următorul blat. 2 căni de făină, 2 linguri de bicarbonat, 1 plic de zahăr vanilat, 1 praf de sare, 70 ml de ulei, 250 ml de lapte de soia, 1 pahar de zahăr. Pentru cremă, 70 de grame de pudră de migdale extra fină, câteva linguri de zahăr pudră, 700 de ml de lapte de soia și 3 linguri de amidon. Pentru sirop, 250 de ml de cafea tare, o sticluță de esență de rom sau puțin lichior, pentru decor, cacao sau ciocolată rasă, la alegere. Iată cum să prepari tiramisu de post. Dacă ai ales să folosești pișcoturi de post din comerț, nu mai trebuie decât să pregătești crema și cafeaua. Pentru prepararea blatului se amestecă treptat toate ingredientele, până se formează o compoziție omogenă. Toarnă amestecul obținut într-o tavă și introdu-o în cuptorul preîncălzit. Între timp, pregătește și crema pentru tiramisu de post. Omogenizează toate ingredientele într-un recipient, după care pune-le la foc și amestecă până se formează o cremă. Lasă compoziția la răcit. Prepară cafeaua și lasă-o la răcit, taie blatul în două și însiropează-l. Întinde jumătate din cremă, pune a doua foaie de blat și presează ușor. Însiropează din nou, întinde și restul de cremă și decorează după dorință. Introdu desertul în frigider până se întărește crema. Tiramisu de post este atât de delicios încât nu-i vei simți lipsa celui clasic. Blatul iese pufos, iar crema are o savoare deosebită, datorită pudrei de migdale. Poftă bună, relatează divaheir.ro.